Cum arată o casă la 200 de euro în Shinjuku, Tokyo? Aceasta este clădirea. Încuietorile se deschid în stânga. Aceasta este intrarea. Parterul cu baie și o cadă extrem de dubioasă cu duș. Toaleta se află în partea asta. Pentru a deschide robinetul trebuie să apeși, nu să ridici. Acesta este primul dormitor. Urcăm acum la primul etaj. Aici avem un alt WC. Și în dreapta încă o cameră mare. Aici încă o baie cu duș, cabină. Iar aici în partea asta se află bucătăria. Mergem mai sus. Iar aici avem un dormitor. Și în partea asta încă un dormitor cu un pat foarte, foarte mare. Suntem 3 persoane, deci plătim 70 de euro pe noapte pentru acest loc.